Foarte mulți creștini adresează această întrebare. Este postul o necesitate, este postul o realitate care are vreo legătură directă cu sufletul omului și cu viața lui personală? În primul rând, dacă ne gândim la Sfântul Ioan Gură de Aur și la toată definiția concretă a postului, postul este mai ca sănătății ceea ce încearcă medicii să explice prin abținerea de la unele alimente sau prin acele diete alimentare care nu au în ele lucrarea Duhului Sfânt, ci pur și simplu reglarea metabolismului și misterul sănătății, sunt tot diete de post sau anumite elemente ale înfrânării personale sau stăpânire de la anumite bucate care îngreuiază viața omului. Postul însă are în el taina mântuirii. Dumnezeu când a dat porunca postului, nu a dat-o ca o poruncă în care omului nu este îngăduit anume ce să consume sau să nu consume. Ce a spus așa? Din toți pomii să mănânci, dar din pomul binelui și răului să nu mănânci. Dacă ar fi să ne reflectăm în problema postului, când vorbim de pomul binelui și răului, putem spune ceea ce spune apostolul Pavel toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Chiar Sfântul Vasile cel Mare spune așa, am văzut și trup slăbănogit de post și plin de patim. Deci până la urmă, cea mai înaltă treaptă a postului este trezvia minții și dreapta măsură sau cumpătarea. Dar pentru că vorbim de postul folositor trupului, noi știm că odată ce începem să postim, trebuie să ne angrenăm și în lucrarea duhovnicească a trupului. Adică rugăciunea, fapta bună, milostenia și toate celelalte fapte care ne duc pe noi într-o treaptă superioară din punct de vedere spiritual. Pentru unii cuvântul spiritual sau treaptă superioară duhovnicească este greu de înțeles, dar spun și învățăturile despre post că oamenii care nu au postit sau nu au intrat în treptele postului niciodată nu pot spori nici în cele duhovnicești. Deci nu poți atunci când ești giftuit sau sătul și plin de mâncare și de ai dat în îmbuibare sau lăcomie să poți să cugeți la cele duhovnicești pentru că mintea se îngroașă, bucatele îngroașă mintea și aceleași bucate în momentul când sunt mâncate cu înfrânare și măsură, subțiază mintea și o dedică lui Dumnezeu, o ridică la rugăciune, o ridică spre înălțarea la cele duhovnicești sau îl împinge pe om în scara virtuților, începând din treaptă în treaptă până la nivelul superior, până la creșterea superioară sau, dacă vreți, duhovnicească în rândul sfinților, cu și sfinții și toți trăitorii și drepții și pusnici și mari trăitori au crescut prin măsura postului. Leonte de Agraș și cu ucenicul lui au trăit peste 120 de ani amândoi și când au fost întrebați ce rețetă au folosit, au spus așa, mâncarea cu măsură, mâncarea crudă, rugăciunea și cumpătarea. Deci ceea ce înseamnă că avem și trepte înalte de post, iar ceea ce facem noi un schimb ușor de bucate din lactovegetarian sau carnivor spre vegetale, deci este doar o ușurare, dacă vreți, a sufletului, o ușurare a trupului, o ușurare a minții și o întâlnire mai spornică cu Dumnezeu. Nu putem vorbi de un post Aspru, pentru că nu suntem nici în mănăstire, nu putem vorbi de un post exagerat, pentru că nu suntem nici în pustie, și nu putem vorbi de un post de trepte înalte, deci să spunem cerealierii sau semincerii sau cei care trăiesc cu hrana uscată, sau cei care trăiesc cu pesmeți sau cei care trăiesc cu rădăcini, care ajung până la mana Dumnezească sau ajung uneori până la împărtășirea cu Sfintele Taine. Deci să luăm postul ca o armă, nu ca o virtute, să luăm postul ca o lucrare de curățire, nu ca pe o habotnicie sau ca pe ceva forțat care să chinuie viața noastră personală. <truză -i>